Unde e asta? Auzi, da, unde e Mercedesul ăla cu care veneai și mă rog de obicei? A trebuit să duc Mercedesul la revizie. Dar asta nu vă place? Mie îmi place. Măi, scumpă, dar ce știi tu despre mașini? N-ai să nu oferi a 7? Ba da, 740 LD X-Drive, mai exact. Motor cu 6 cilindri în linie, 320 de cai putere, de la 0 la 100 de km pe oră în 5,3 secunde, dacă nu mă înșel, nu? Da, sunteți fan al mărcii? Poate spune și așa, e marca mea preferată. Ia uite-te la ea. Dar de unde știi tu atât despre mașini scumpă? Uite, de pe site-ul acesta. N-ar strica să te mai informezi și tu. Da. Da, în fine, o să mă uit mai încolo. Deocamdată aș vrea niște muzică, dacă se poate. Sigur, imediat. Ce faci? Te supără încheietura sau ce? Nu. Am dat muzica mai tare. Păi așa? N-ai auzit de noul BMW Gesture Control? Cu senzor 3D se recunoaște mișcările mâinii și poți controla astfel anumite funcții, cum ar fi volumul. Dar mă poate ajuta să stau mai confortabil? Cum să nu? Scaunul dumneavoastră se poate regla după preferințe. Și dacă vreți să stați și mai confortabil, atunci vă puteți odihni picioarele pe suportul care coboară din spătarul scaunului din față. Vă pot încânta simțurile cu unul din cele 8 parfumuri create special pentru seria 7? Așa mai merge. E ca o cameră de hotel aici. O masă mai trebuie și aia e. Da. Dar cu tableta, ce pot să mai fac pe tableta asta? Puteți activa funcția de masaj, puteți schimba iluminatul, sau puteți controla sistemul de infotainment. Ia, să vedem. Te ajut eu. Spune-mi doar ce vrei. Uite, dă-mi masajul dacă se poate. Așa mai merge. Acum înțelegi de ce îmi place atât de mult mașina asta? Nu e rău, da. Așa mai merge. Auzi, te rog, dă aerul condiționat un pic mai încet, că am probleme cu sinusurile. Se poate face tot de aici. Bă, da, e ceva ce nu se poate face în mașina asta care vă place vouă atât de mult? Da, din păcate, mașina nu vine cu un perete antifonat între scaunele din față și bancheta spate. Nu, nu, că ești amuzant, că altfel nu mai are de mult șoferul meu. Hai, calcă că mă grăbesc. Sigur, nicio problemă. Țineți-vă bine. Mamă, dar pentru o mașină atât de mare, văd că se mișcă chiar bine. Dar cred că ne cam rupe la consum, nu? Păi, știți? Te rog, lasă-mă pe mine. O bună parte din această mașină este realizată din fibră de carbon, așa că masa nu e prea mare. Fibră de carbon? Fibra de carbon e pentru Formula 1, nu pentru limuzine luxoase. Cât costă mașina asta? Ce conducem noi acum costă 155.000 de euro.
Și să știți că domnișoara are dreptate. O bună parte a acestei mașini este din fibră de carbon, astfel că este mult mai ușoară și performanțele, precum și consumul, sunt cu mult îmbunătățite față de varianta precedentă. Mașina are în grila față niște mici flapsuri care se închid și se deschid după caz pentru a salva combustibil. Îi mai spunem și de tehnologia cu laser afară, suspensiile pneumatice pe ambele punți și de frânare automat. Păi, dar ia uite ce bine vă înțelegeți voi! Nu mai bine mergi tu cu el în vacanță? Hai să vedem care-i treaba cu seria 7 asta.